Bună ziua, Vlad, bine te-am găsit la Ucluj, bun venit la noi, la echipă. Salut, bine v-am găsit. Ce reprezintă pentru tine transferul la U, acum că ai venit, și ce te-a făcut să accepți oferta clubului nostru? În primul rând, când am primit oferta de aici, am fost bucuros, pentru că știu că Universitatea Cluj e un club de tradiție, un club cu un spirit, un club care mi-a plăcut întotdeauna, să fiu sincer, și un club care își dorește să facă performanță. Și cred că se potrivește clubul ăsta. Se potrivește cu tine, ca jucător? Da, cred că o să facem treabă bună. Am un feeling bun. Ai un mesaj pentru suporteri în special? Da, ce să zic, știu că e o perioadă grea și pentru ei. Așteaptă și ei să revină la stadion, sperăm să se mai relaxeze situația asta cu pandemia și îi așteptăm un număr cât mai mare și cât mai repede pe stadion. Care sunt primele tale impresii după o săptămână de antrenament alături de eu? Iese foarte bine, a fost un pic greu fiind la început toată lumea. Sunt condiții foarte bune de antrenament, băieții sunt ok, atmosfera e bună. Cred că avem toate semnalele pozitive ca să facem treabă bună sezonul ăsta. Acum că ai vizitat poate orașul, că ai văzut, te-a impresionat ceva? Nu știu, cum vezi tu Clujul ca oraș? Sincer, n-am avut timp să vizitez, dar am auzit numai lucruri frumoase. Am foarte mulți prieteni din Baia Mare care stau aici și toți mi-au vorbit foarte frumos despre oraș. Înainte de a veni la echipa noastră, este vreun meci de-a lui U pe care tu ți-l amintești, pe care l-ai văzut și ți-a rămas în memorie? Păi am jucat chiar aici pe stadion, am jucat în sezonul 2015-2016, dacă bine ți-mi minte, la Liga 2. Universitatea Cluj a fost o atmosferă mișto și chiar mi-a plăcut. Au fost câteva luni grele pentru noi toți, cu perioada pandemiei. Cum ți-ai petrecut tu perioada și cum te-ai antrenat în stare de urgență? Sincer, a fost foarte, foarte dificil, pentru că, în primul rând, e urât să te antrenezi singur, să nu fii un colectiv și să te antrenezi doar singur. Cum? Am antrenat pe aplicație, pe Zoom, acasă, fiecare cum a putut, am ieșit la aerogare. Prea multe variante nici nu am avut. Legat de hobby-urile tale, ce te pasionează pe tine, în afară de fotbal? Îmi place să mă plimb, place să mă joc pe PlayStation, chestii de asta ce fac FIFA? Toți tinere. Jocul tău preferat? FIFA, nu, mă joc și FIFA, dar mai mult sunt cu Call of Duty, cu astea. Care este prima ta amintire legată de fotbal, când a început pasiunea asta pentru tine? Ca orice copil în cartier, aveam prieteni, ne jucam fotbal și cu ei am plecat prima dată la fotbal, ei erau la un club privat de fotbal și așa am plecat cu ei și tot de atunci am tot rămas în fotbal. Nu tot rămas și prieteni, dar suntem același grup de prieteni. Te-ai născut în Baia Mare și în perioada junioratului ai ajuns la Dinamo, în București, în celălalt capăt de țară. Cum s-a întâmplat asta? Am avut un turneu cu echipa din Baia Mare la București, am jucat cu Dinamo, cu Steaua, Rapid, cu Sportul Studențesc, dacă bine țin minte. După aceea am avut un turneu la Zalău, m-au urmărit și la turneu, eram mic, aveam 13 ani. M-au invitat să mă duc să mă pregătesc cu săptămâna la București, m-am dus, mi-a plăcut și am rămas ceva timp. Cine e cel mai bun prieten al tău din fotbal? Cu cine păstrezi legătura? Păstrez legătura cu foarte mulți jucători și am mulți prieteni. N-aș vrea să zic care e cel mai bun prieten, nu vreau să fac diferențe. Dar păstrez legătura cu foarte mulți colegi. Cine e modelul tău de portar? Sunt foarte mulți portari care îmi plac. Aș spune că în momentul ăsta, sincer, îmi place Szczęsny de la Juventus. Și care crezi tu că sunt calitățile cele mai importante pentru un jucător de poziția ta? Cred că concentrarea, în primul rând, să fii pregătit cu timpul, în poartă, poziționare și de acolo calitățile fiecărui portar în poartă. Acum să te întreb ceva mai personal, să zic așa, care e echipa ta preferată din afară? Sincer, n-am o echipă preferată în afară. Urmăresc fotbalul din afară, dar sunt foarte multe echipe care îmi plac, așa că n-aș vrea să... De exemplu, îmi place Juventus ca fotbal, îmi place Napoli, îmi plac foarte mult ca suporter. Deci, ești mai mult pasionat de fotbal italian? Da, îmi place fotbalul din Serie A. Datorită suporterilor, îmi place. Și cine crezi că o să câștige anul ăsta? Se va relua UEFA Champions League? Cine crezi că va câștiga? Nu știu ce. Nu știu, chiar nu știu. Sunt echipe care au șanse importante. Acum, cred că le va fi tuturor foarte greu. Deci nu pot să dau un pronostic acum. Ok, mersi mult pentru interviu. Mulțumesc.